Salmâna, bună ziua! Am ținut să fiu prezent pe 6 august, de ziua minerilor, în Valea Jiului, pentru a transmite un mesaj foarte clar către locuitorii Văii Jiului, către cei care își câștigă existența din minerit, din energie. Pe guvernul pe care îl conduc este foarte atent și sensibil la problemele din Valea Jiului și că vine cu soluții pentru rezolvarea acestor probleme. La mulți ani minerilor de 6 august, vă stăm la dispoziție cu răspunsuri la întrebări. Tabletele pentru elevi vor ajunge la timp, am răspuns. Este lansată procedura de licitație. În funcție de evoluția licitației, vom lua deciziile necesare pentru ca tabletele să ajungă la timp. Verifică cineva dacă se desfășoară tot conform? E cu siguranță. Vor fi și bani pentru părinții care rămân acasă cu copiii. Asistentele de la cabinetele școlare care au fost delegați la direcțiile de sănătate publică, bănuiesc din toamnă? Detașarea s-a făcut deocamdată pe 30 de zile. Vom face o analiză astfel încât în fiecare școală să existe cel puțin un cadru medical. S-ar putea descurca direcțiile de sănătate publică până aceste... Vom căuta soluții de a suplimenta efectivele DSP-urilor și ambulanțelor din alte surse, de la alte entități. Știți foarte bine că în perioada stării de urgență a existat o formă de sprijin a familiilor cu copii. Pe perioada în care au fost suspendate cursurile școlare, un părinte, la alegere, a avut posibilitatea să stea acasă într-un fel de concediu, să spun, plătindu-i se 75% din salariul său. Și pentru începerea școlii vom lua o măsură similară. Măsura, în schimb, va fi flexibilă, pentru că situația epidemiologică fiind diferită de la localitate la localitate, ea nu va fi o măsură generală așa cum a fost, pentru că măsura suspendării școlilor a fost o măsură generală. Deci va fi o măsură locală. Dacă într-o școală avem cazuri și se închide școala 14 zile, toți părinții elevilor din școala respectivă vor primi pe perioada suspendării cursurilor, să zicem de 14 zile, vor primi un părinte aceeași formă de sprijin de 75%. Domnule ministru Gabriel Amadei, ați fost abordat pe problema pensiilor. Conform unor surse, va crește punctul de pensie cu 40%, etapizat în mai mulți ani, la fel ca și cu alocațiile, cum s-a procedat. O să dau același răspuns pe care l-am dat tot timpul. Decizia finală se va lua în funcție de analize economice extrem de serioase. În primul rând, trebuie Ministerul Finanțelor să prezinte raportul privind starea economiei și starea bugetară la semestru, în conformitate cu legea responsabilității fiscal-bugetare, în care vom vedea exact care a fost impactul asupra economiei a crizei provocate de pandemia de COVID. De asemenea, Comisia de Prognoză trebuie să realizeze prognozele privind evoluția economică nu numai în a doua jumătate a anului, ci și pe 2021-2022. De asemenea, vom analiza toate prognozele care sunt făcute de instituții privitoare nu numai la România, ci și la statele Uniunii Europene, cel puțin, pentru că relansarea economică va depinde într-o măsură foarte mare și de evoluția economiilor partenere. Știm că avem 80% din volumul schimburilor comerciale, din relațiile economice, le avem cu țările din Uniunea Europeană. Pe baza acestor analize vom stabili procentul cu care vor crește pensiile. Două chestiuni pentru Vale aici. Stațiunea Parângă, ce poate guvernul, cu ce poate să ajute concret? Deocamdată zona schiabilă Parâng beneficiază de o investiție pe care, sigur, nu ajunge până sus, care este finanțată de guvern prin PNDL, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, și
trebuie finalizat acest proiect și trebuie continuat acest proiect. De asemenea, avem o procedură pornită la solicitarea primăriei, o procedură de scoatere din regim forestier a unei suprafețe de 7 hectare necesară pentru extinderea, pentru instalații de transport care sunt necesare. De asemenea, ne gândim la alte soluții de creștere a atractivității acestei zone. Și drumul spre Herculane? Drumul spre Herculane, știți foarte bine că este în aceea stare în care l-am lăsat când am plecat de la Ministerul Transporturilor. Vom vedea exact ce documentații avem. Acolo exista inclusiv proiectare făcută. Vedem exact care sunt documentele tehnice și obiectivul nostru clar este să-l finalizăm. Cum avem obiectivul de a finaliza și drumul spre Voinești. Domnule prim-ministru, spuneți-vă dacă aveți în vedere și alte măsuri de sprijin pentru mediul economic, mai ales cei din Horeca s-au declarat nemulțumiți după ultimele întâlniri cu reprezentanții guvernului. Tot Horeca. Tot, din păcate. Ne-am dorit să putem să deschidem restaurantele, dar în discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții mediului de afaceri, le-am spus că trebuie să avem un context epidemiologic măcar sensibil îmbunătățit și garanția unei cooperări din partea tuturor patronilor în respectarea regulilor de protecție sanitară. Pentru că, hai să fim cinstiți, e adevărat, 80-85% dintre ei respectă regulile, dar avem încă un procent de oameni care nu respectă regulile și care nu sunt implicați și nici nu-și doresc să asigure respectarea regulilor. Continuăm discuțiile. Eu înțeleg situația foarte dificilă și chiar îmi doresc o deschidere cât mai rapidă, dar să fie făcute niște condiții care să nu crească riscul epidemiologic datorită deschiderii restaurantelor în spații închise. Chiar e posibil să spun în două etape. Întâi deschidem restaurantele aferente hotelurilor și ulterior celelalte restaurante. Președintele a spus la ieri că 14 septembrie se va merge la școală să deschide școlile. Când vom ști părinții în ce scenariu se încadrează fiecare școală sau stabilit termene limită pentru aceste scenarii? După cum bine știți, am luat decizia de a nu impune aceeași măsură la nivel național și de a trata diferențiat începerea școlilor în funcție de contextul epidemiologic din fiecare comunitate. Cu siguranță datele precise le vor avea, să spun, cu două săptămâni, o săptămână înainte de începerea școlii, pe baza datelor epidemiologice pe care le avem la zi și informațiile sunt publice și sunt făcute de INSP, Institutul Național de Sănătate Publică. Pe de altă parte, ei vor ști că e posibil să nu se ducă toți copiii la școală, acolo unde este un nivel relativ crescut de răspândire a virusului și că va exista posibilitatea și învățământului, să spun, intermediar, adică o parte jumate în clasă, jumate online și schimbarea lor, rotirea pe rând, astfel încât să... Cert este că fiecare școală va trebui să aibă o platformă de organizare a lecțiilor online. Asta este obligatoriu. Al doilea lucru, facem tot ce depinde de noi să asigurăm accesul la internet pentru cele aproximativ 18% din școli care în momentul de față nu au legătură la internet. Încercăm cu Ancomu, cu furnizorii de servicii de telefonie mobilă privați, cu marile companii din domeniul online-ului să găsim soluții pentru acces. De asemenea, obiectivul nostru este să finalizăm licitația pe tablete, astfel încât fiecare copil să aibă posibilitatea să aibă acces prin intermediul tabletelor cu legătură la internet la cursurile care se efectuează, dacă va fi situația în care cursurile vor fi efectuate online integral sau doar jumătate în clasă, jumătate online. Sigur că obiectivul nostru este să reducem răspândirea virusului și în cât mai multe localități copiii să înceapă școala în clasă. Viitorul complexului energetic Am spus-o clar.
Am spus-o clar, toate activele viabile, toate activele viabile trebuie să facă parte dintr-o societate care să funcționeze, care să aibă profitabilitate și care să mențină locurile de muncă pentru cei care lucrează, pentru mineri, pentru cei care lucrează în domeniul energetic. Domnul ministru Popescu vă poate furniza detalii suplimentare legate de acest subiect. Exact, exact asta vreau să vă zic. Se lucrează, administratorul special, administratorul judiciar a finalizat evaluarea activelor, se lucrează la separarea acestora. Ne dorim și să avem două companii, una care să aibă Paroșeni, termocentrala de la Paroșeni, cele patru mine, două care sunt în funcționare, două care sunt pe program de închidere. O societate, acolo vom avea și ulterior și investiție în trecerea unei unități din cărbune pe gaz și termocentrala de la Mintia, separată, care se dorește să treacă către Consiliul Județean Hunedoara sau Consiliul Municipal sau împreună, deci pentru a putea să o exploateze separat. Deci, practic, din complexul energetic Hunedoara vor exista două entități. Una se va duce către autoritățile locale și una va fi în continuare în patrimoniul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Aveți urmărit un obiectiv, domnule ministru? Poftiți? Separarea aceasta. Aștept ca propunerea de separare să fie finalizată în august. Ulterior, urmând să, în septembrie, să finalizăm această propunere. Aveți contact cu proiectul de asigurare de materiale la mină? Astăzi, materiale... Am discutat astăzi cu sindicatele miniere despre un parcurs până pe la final, așa, al acestui proces lung, inclusiv ce spuneți dumneavoastră. Ce se întâmplă cu viitorul complexului energetic Valea Jiului? Deci complexul energetic Valea Jiului, dacă se va numi așa, va avea Paroșeniu și cele patru mine și ce mai sunt unitățile de prestare care mai sunt acolo. Deci, practic, acesta va fi complex, să-i spunem așa, între ghilimele, nu i-am stabilit oficial numele, încă complexul energetic Valea Jiului. Domnule ministru, revenind la școală, revenind la noul an școlar, spuneți-ne dacă veți purta discuții mai aplicate cu inspectoratele școlare din teritoriu, cu DSP-urile, pentru că sunt instituții care n-au înțeles acum ce-i drept, poate e prea de vreme, și cum va funcționa... Se în data de 6 august. Toate aceste proceduri vor fi curând. În 10 zile maximile vor fi parte din acte normative, se va face training-ul, inspectorii, training cu directorii de școli. De asemenea, urmărim programe de creștere a abilităților de transmitere a cunoștințelor pentru cadrele didactice online, astfel încât să creștem performanța în organizarea lecțiilor online. Avem linii pe care le urmărim. Vor fi pregătiți, vor ști ce au de făcut. Oricum, ca procedură, probabil va fi o procedură la propunerea școlii, cu avizul DSP și al inspectoratului școlar, deciziile altele decât decizia efectivă de deschidere normală a școlii. Funcționarea în asta vor fi luate de comitetele județene pentru situații de urgență. Acum promisiune că 14 septembrie va fi internetul de toate școli? Asta este obiectivul nostru. Acum vă spun că sunt anumite zone unde, din punct de vedere tehnic, este complicat și căutăm soluții. Ce se întâmplă cu programul de achiziționare a măsurilor de protecție pentru cei dezavantajați? S-au semnat contractele cadru. După semnarea contractelor cadru, intră în vigoare contractul subsecvent. Pentru primul care a fost declarat, dacă livrează într-o săptămână toate măștile, ele se distribuie. Dacă nu livrează toate măștile în termenul de 7 zile care îl are în licitație, că el s-a angajat, următorul livrează. Cantitatea de măști pe care o poate livra într-un interval de timp descris în procedura de licitație, dacă nu următorul, dacă nu următorul. Până la concurența celor 100, câte 115 milioane de măști. Păi, din punctul meu de vedere, termenul de 7 zile curge din momentul în care s-au semnat contractele cadru cu participanții la licitație. Dincolo de deblocarea situației, domnule ministru, cu Rom-Silva, pentru proiectul din Barem, mă interesează dacă se va debloca și finanțarea, pentru că acest proiect a fi cel din Strașa, din cauza aceasta, lipsa finanțării. Cu siguranță că după ce se va aproba hotărârea de guvern, o să identificăm și sursa de finanțare.
profesorii care vor lucra în testare pe SARS-CoV-2 din Ministerul Sănătății, normal. După cum ați putut urmări, noi am extins constant capacitatea de testare. Am început de la 4-500 de teste și astăzi se fac zilnic 24-25 de mii de teste, cu excepția zilei de duminică, când nu există personalul care să proceseze toate testele care se colectează sau personalul care să preia exudatul nazofaringian când se recoltează de la pacienți. Creștem în continuare. Problema este că această creștere nu este imediată, pentru că pentru a deschide un centru, în primul rând trebuie verificat din punct de vedere tehnic aparatul de tip real-time PCR. Trebuie aparatul să funcționeze într-o incintă care să asigure o biosecuritate, care să nu transmită virusul, pentru că sunt niște condiții care sunt impuse, niște standarde care trebuie respectate și, în ultimul rând, este necesar să existe personalul care să fie pregătit ora dobândi abilitatea și competența pentru a putea analiza probele în cursul procedurii. Ia ceva timp. Noi am demarat cursuri de pregătire pentru foarte multe centre pe care le-am deschis. Procesul este în dezvoltare. Capacitatea de testare care o avem, noi permanent am dus capacitatea de testare la nivelul nevoilor. Niciodată, după părerea mea, nu a fost nevoită, nu a fost depășită capacitatea de testare de nevoia de testare, decât poate o perioadă scurtă de timp la începutul pandemiei. Vom avea mai multe cazuri, da? Deja se vede că astăzi, de exemplu, am avut 1325 de Față de 1356 miercurea trecută. Vă gândiți la măsuri mai joia trecută. Asta vreau să vă spun. După cum arată datele, părem că deci am oprit creșterea și riscul cel mai mare era ca la un moment dat creșterea să nu mai fie creștere liniară, ci să aibă o tendință de progresie geometrică. Din cauza faptului că vă reamintesc, noi o perioadă de 3 săptămâni nu am avut nicio pârghie legală să luăm vreo măsură legată de persoanele care au fost diagnosticate pozitiv și de persoanele care au intrat în contact pozitivi, diagnosticați. Deci noi am avut zeci de mii de români asupra cărora nu am avut pârghia legală să instituim nicio măsură. Uitați-vă, deci la ora actuală avem în tipurile de izolare și carantinare, avem astăzi aproape 30.000 de români care fie sunt în izolare fiind infectați și medicul și-a dat acordul să fie tratați la domiciliu, fie sunt persoane de contact care au intrat în contact cu o persoană infectată. Deci am ajuns deja, gândiți-vă că dacă nu s-ar fi adoptat legea, acești 30.000 de oameni care sunt în izolare sau în carantinare ar fi circulat fără niciun fel de restricție în societate și ar fi putut să infecteze pe alții. Lucrul ăsta s-a întâmplat 3 săptămâni. Pornind de la incidentele violente din capitală, avem o strategie împotriva acestor planuri care se fac și se omoară pe stradă? O bătălie constantă contra acestor clanuri care încalcă legea. Eu am transmis foarte clar mesajul meu, fără milă. Orice ilegalitate, orice activitate cu caracter infracțional, orice fel de astea trebuie sancționate, dacă este necesar, trebuie suplimentate efectivele, dacă un șef de poliție sau un șef de post sau un șef de secție nu-și face treaba și în secția lui evident că funcționează astfel de activități ilegale, trebuie schimbat, fără niciun fel de ezitare și luate măsuri severe pentru combaterea acestor clan. Profesorii care lucrează în plus la toamnă vor primi banii în plus la salariști în plus la toamnă. Cu siguranță că în prevederile legale orice oră suplimentară până la o limită de 35% va fi plătită. Dar să știți că aici e un echilibru, pentru că e o lege care a intrat în vigoare care a redus numărul de ore săptămânal. Și asta într-un fel creează posibilitatea de
să zic, creează un supliment de cadre care pot fi utilizate pentru eventualele măsuri de reducere a numărului de elevi în clasă, care pot fi luate sau alte tipuri de măsuri. Vă mulțumim! Mai are o întrebare. Ultimele două. Situația conflictului energetic în Vara. Când vor primi minerii bonusurile pe lunile restante? Am discutat acest subiect. Sunt două teme pe care le-am discutat. Alocarea unei despăgubiri ca urmare a inundării minei de la Lupeni, care și-a încetat activitatea o perioadă, și prefectul pregătește un proiect de hotărâre de guvern, exact cum a beneficiat apa SERV de o măsură de susținere, la fel intenționăm să sprijinim și complexul energetic Hunedoara, sigur, în condițiile legii, pentru a speri această despăgubire. De asemenea, Ministrul Economiei va găsi o soluție pentru a se face plățile restante. Eu pot să vă întreb ceva? Ultima nu mai puțin, doamna. Nu mai puțin. Doamna, e o declarație de presă. E declarație de presă. Ultima întrebare, promit. Ministrul Muncii declarat de la începutul pandemiei și până în prezent, 1 milion de români au venit în țară pentru că și-au pierdut locurile de muncă. Vreau să vă întreb, domnule ministru, dacă aveți o statistică, dacă aveți o analiză. Informațiile privitoare la venirea în țară sunt reale. Ce informații? Nu avem date complete privitor la cât s-au întors să lucreze în străinătate, într-o altă țară sau în țara în care lucrau. Există un număr de câteva sute de mii care s-au întors în țară, tocmai pentru motivul ăsta. Pentru prima oară, guvernul pe care îl conduc a instituit prin lege o măsură activă care să încurajeze angajatorii să angajeze români veniți din diaspora, care și-au pierdut locul de muncă și care sunt în căutarea unui loc de muncă în România. Măsura activă prevede ca o perioadă de 3 luni de zile, deocamdată, să se plătească 50% din salariul brut al angajatului de către guvern din bugetul fondului de șomaj. Știți câți s-au angajat? N-avem încă date concrete, pentru că plățile, noi mergem pe un sistem de decontare, adică angajatorii angajează, plătesc dările și după aia solicită decontarea procentului, fie de 41,5% pentru cei care au fost în șomaj tehnic și au fost și-au reluat activitatea, fie pentru noi angajați, care sunt fie persoane din diasporă, fie tineri niți, fie persoane aflate în prag de pensie, care mai greu își găsesc un loc de muncă. Pentru aceste categorii am instituit măsura de activă de susținere a salariului în proporție de 50%. Vă mulțumim! Când vom avea primele plăți pe luna anterioară, ministrul va comunica datele. Vă mulțumim!